Unul dintre lucrurile care nu trebuie ratate aici în state este Horseshoe Bend, care este la, cred că, 4 km de pe aici. Noi acum am plecat de la hotel. O să ajungem în câteva minute acolo. Unde sperăm să nu fie furtună, pentru că astăzi a fost o furtună de nisip. Da, cum de mult nu am mai văzut. Dar, da, este clar că vântul bate foarte tare. Costin, uite, poți să conduci tu, te rog. Vântul bate foarte tare. Nu e soare. Din păcate, nu știu ce a pus, o să mai prindem. Dar mergem. Mergem să vedem. Intrarea aici este $10 pentru mașină, iar în mașină cred că pot fi până la 4 persoane. E destul de încăpătoare parcarea, nu, în principiu nu trebuie să-ți faci probleme, doar că na, se întâmplă în anumite perioade mai aglomerate, în special de sărbători, să fie full. Este ora 5, cred că 5 jumătate. O să... Mai devreme, 5 un pic. 5 un pic. A, așa, am parcat mașina, ne-am scăpat de vânt, eu mi-am luat geaca deja, nu știu ce mă așteaptă acolo. Mai bine să mă pregătesc decât să tremur. Urmează o drumeție de 1 km, este până acolo? Sau mai puțin, 600. Este o milă, 1,3 milă dus întors. Da, zero, cam 1 km. Da, cam, da. Ceva de genul ăsta. Sperăm să se oprească vântul și să iasă soarele. Să avem și noi ce să vedem. Că astăzi ne-a bătut vântul de ne-a zăpăcit. Este o vreme total neobișnuită pentru această... pentru acest loc și pentru această perioadă din an. Dar, da. Luăm, încercăm să ne bucurăm de ce avem. Haideți! No skateboard? De parcă ai putea. De fapt, nu se știe niciodată. Și ca în orice parc, parc național sau parc aflat în posesia indienilor, nu ai voie cu drona. Nicăieri. Sunt amenzi foarte mari. Gata? Ok? Haideți să mergem! Horseshoe Bend nu face parte din Parcul Național. El este în proprietatea indienilor și cumva cardul pe care l-am cumpărat, America the Beautiful, nu poate fi folosit aici. Dar oricum își va scoate banii pe toată perioada asta de 2 săptămâni, că tot o să colindăm prin parcuri. Este superb, doar că bate vântul și are vânt cu nisip și niște pietricele din astea încât nu prea te poți apropia. Dar este superb. Vrei să mergem acolo? Vedem cum se vede. Foarte multă lume acolo.
Da. Sunt foarte ciudate formațiunile astea. E bine că m-am spălat pe cap. Te mai speli o dată, ca hamster cu nisip. Așa se spală și vă zic, pentru că mi-ai gustat unul ăsta. Da, deci am părul plin de nisip, plin. Dar ce să faci? Așteptăm să se mai înmoaie un picuț soarele, să avem o lumină mai caldă. Și din păcate nu putem să stăm chiar pe buza prăpastiei, pentru că bate vântul mult prea tare. Am găsit aici o stâncă și ne-am ascuns. Dacă tot bate vântul. Da, dar e mult mai bine. Simțeai în partea cealaltă, simțeai că te ia efectiv pe sus. Ai, știam un pic mai pe jos. Da. Ai, și sunt încă foarte mulți oameni care vin. Păi acum vin oameni, la apus. Adevărul este că este spectaculos aici. Chiar e spectaculos. Speram noi să avem o seară liniștită și un apus așa minunat. No. No. Din păcate ne-a bătut vântul, avem nisip peste tot. Da. Dar foarte frumos. Încă, acum sunt ultimele raze de soare și văd că oamenii încă se duc. A fost foarte frumos. Belișta este fabuloasă, nu n-am să comentez. Da. Recomandăm. Și cred că merită taxa de intrare de $10. Acum cred că mergem la magazin, la supermarket, să cumpărăm câte ceva pentru mâine, pentru drum. O să încercăm să găsim un restaurant. Și să ne retragem în cameră, să ne pregătim pentru un nou parc național mâine. În seara asta mergem la un restaurant aici aproape de motel. Cum se numește, Costin, restaurant? Ceva cu steakhouse. Steakhouse, ceva? Dar nu mai știu exact numele. Da. Ar trebui să fie interesant. Da, au mâncare tradițională americană, cu aripioare, burgeri, paste. Da. Grătar. Iarna ce să mănânc. Au și salate. Au salate? Au salate. Fix două. Uite, Gun West. Gun West. Arată interesant. Noi suntem singurii care merg pe jos. N-am mai văzut oameni care să meargă pe jos aici. Doar aia nebuni. Noi și oamenii ciudați aici. Dar au parcări și au parcări suficiente pe un tot. Pentru că la noi ajungi la Carrefour și dai 17 ture că nu găsești să parchezi mașina undeva. Adică chiar sunt făcute bine. Și oriunde merge, e parcare. Da, super tare. Am nimerit fix într-un restaurant mega autentic. Da, arată super cool. Și oamenii sunt super cool, atâta ca un triple A. Că sunt de-ai locului mult. Da. Și stăm la canapeluțe. Da. Clasic.
A venit mâncărica. Costin și-a luat fripturică. Da. Cucum și onion rings, pentru că nu aveau cactof copt. Și nici bagel ai, nu aveau, așa că nu era bagel normal, nu sunt mâncat. Iar eu mi-am luat un burger. Perfect pentru seara, de mâncat seara. A fost tradițional și a fost o experiență. Mâncarea, nu poți că a fost cea mai bună vită mâncată vreodată. A fost ok, a fost cu muzica asta de aici, m-am mers. Iar la burgerul meu, ce să mai zic, eu mi-am luat un burger. În România am mâncat burger de 10.000 de ori mai bun. Și mă așteptam cumva că aici, la mama lor, să fie o experiență inedită, dar a fost banal. Însă atmosfera este minunată. Oamenii sunt zâmbitori, sunt prietenoși, muzică, lumea dansează. Foarte ok atmosfera. A fost o seară foarte plăcută. A fost interesantă, pentru că restaurantul era împărțit în două. Aveam față mese normale de 2, 4, 6 persoane, iar în spate aveam mese, un fel de mese în alea foarte lungi, ca la paca asta, sau ca la nuntă, sau ca la... Și erau foarte mulți oameni veniți cu familie, erau foarte mulți grupuri foarte mari, care mâncau, beau, se distrau și dansau. Non-stop! Și erau exact muzica anilor 70-80. Foarte cool. Ai, Katna Joe? Da, ce-a mai fost? Joe. Bamba. Da. Oricum, atmosfera foarte mișto. Chelnerițele foarte prietenoase. Atmosfera, ce să zic, a făcut toți banii. N-a fost mult. Cât am plătit? Cu tot cu bacșiș, și 40 de dolari pe un steak cu două garnituri și pe un burger Angus, zic ei. Și o beagă, bineînțeles. Da, ideea este că plus bacșiș, și ce e interesant este că bacșișul este sugerat cumva între 15, 18 și 20%. Și am văzut peste că, tot. Da, în sunt America. Anumite locuri unde dacă grupul este mai mare de 5 persoane, ei zic că ar fi un minim de 18%. Cam așa sugerează să fie lăsat. Da, e ca și la până la urmă, 10% de peste tot. Deci nu mi se pare mare diferență, da, între 10 și 15. Orășele astea mici, tradiționale, nu știu, Middle America, cum zic ei, oameni normali, mi se par super cool, că oamenii mi s-au părut foarte prietenoși, foarte ok, ne-au ajutat, ne salutau pe stradă, ne răspundeau dacă întrebam câte ceva. Chiar mi-am schimbat părerea despre... Iar eu nu mă așteptam deloc. Despre americani, pe un care am zis, ok, țara e mișto, dar, ok, oameni, mamă, oameni, să vezi cum o să fie. Nici pe departe. Mi se par super diferiți oamenii pe care îi întâlnești aici, cu oamenii pe care i-am întâlnit noi, ori în Mexic, ori în Dominicană, la resorturi. Oamenii, adică americanii. Americanii. Da. Anyway. Hai la somn, că mâine ne așteaptă un drum lung.